Mă mănâncă puțin spatele, stai un pic. Bro! Bă, uite-te în partea aia! Mă uit în cameră, că trebuie să-mi vorbesc cu cameră. Am luat capacul de la WC-ul. Bă! No! Bă, problema pe care e încă, nu știu, este că eu nu am găsit cheile de la cele cătușe, dar că nu le-am zis, i-am lăsat în pace. Hai odată, Andreas, cu brajiu de port. Oh, yes. Hai odată. Copilul trebuie să mă scurați, mă acolo, bine. Ce dracu stăm atâta? Ce? Caroc aici? N-are rost. Microfon, what the fuck? Bro! Bă, și fum, ai văzut? Bă, coaie, avem un challenge de făcut. Avem coaie. Să vede bine? Salutare și bună dimineața. Nu știu cât o să fie ora la voi, nu știu cât o să postăm clipul ăsta. După cum am spus, o să dăm drumul la 24 de ore challenge online, offline, cu cătușe. Și asta înseamnă că începem acum. Mătrăle va pune cătușele și va înghiți cheia ca Tom și Jerry. Lăsă-și pe care mână ți-o pui. Bă, dreapta, că apa folosit și mai mult, nu? Nu se poate să fac la 24 de ore și pe ăsta. Te ajut eu, bro, dacă vrei. Sunt cătușe, cătușe, gen. Nu mă întrebați de unde le-au ăștia doi. Nu intrăm în subiectele astea. Pe ce faci, bebe? Ah. Bro, what the fuck, îți pui mâinile în crucif, uite de la cameră. Uitați-mă, stai să mă cobor mai jos. Bro, what the fuck. Cheia, unde-i cheia? La tine, da? Bun, cheia la tine, nu la mine. E bine, e bun. Bro, what the fuck. Mai tare? Pe mine mă cam strânge. Te strânge? Să înceapă challenge-ul. Să înceapă da, ziua. Lasă-te mai în jos să bat acolo. Să înceapă challenge-ul. Bum! Mamă, dar mă doare, nu mai trage. Bun, începem dimineața cu bine spălare, bună spălare pe dinți online offline. Bine, asta o facem pentru vlog, că noi nu spălăm pe dinți normal. Acum trebuie să nu se ne apă dinți. Hai. Dincolo. Eu. Stai, ușor, ușor. Stai așa, ușor, că e geal aici, e bun. Stai, mă, că trebuie să-i și eu. Asta le dai apălot? M-ai echipat în gură! M-ai echipat în palmă, coate! Bro, nu suflam mucii, ești prost! What the fuck, bro? Fiind dimineață, mergem online offline pe la magazin să ne cumpărăm niște ouă, să facem omletă, niște roșii, o salățică, oaia, rămâne online offline. Ce-ai făcut, nu filmezi? Bro, what the fuck? Mergem pe la magazin. What are those? Nu gunoiul mă, să aruncăm? Da, trebuie să ducem gunoiul. O să vedeți acum cum se lasă gunoiul, da? Nu încercați, dar așa se lasă gunoiul, pentru că... Așa ni s-a zis de la administrație. Asociația blocurilor online offline. Da, uite-te puțin ce pantalonă cu Mădălină. Pantalonă cu Disney. Sunt pantalonii Mădălinii, mă, scuza, dar e așa dorul. Acum trebuie să mergem la magazinul acesta după curte, la care mergem noi și ne cumpărăm. Bro, o să răcesc că statul și știm cu... Bro, o să vadă toată lumea strada și blocul și adresa și tot. Nu e ca și cum e strada bloc 2. E prea multă lume în magazin și noi să nu râdă lumea de noi. E ok. Bă, cine dracu mă pune să fac challenge-uri gen astea? E ideea că noi suntem și retardați să le facem pe bune, gen. Mă vezi că mă doare coaie. Problema pe care e încă, nu știu, este că eu nu am găsit cheile de la cele cătușe, doar că nu le-am zis, i-am lăsat în pace. E baba cu căruciorul, baba cu căruciorul, nu-mi fac babă și inimi, dar astea stau cel mai mult în magazin. Ah! Băi, vreau roșii, nu pere, what the fuck, bro? Ce s-a stea, bro? Nu niște roșii, facem o salată. Cu astea, așa. Parcă mai sunt astea, cherries. Eu la pălărie. Pălăria, pălăria, eee... Mergi mai bun. Stai ușor, lasă la mine. Lasă mai bun. De drumul. Stai, ce stai, mai pui? Roșii. Dacă e un kilogram, se pune să fie un kilogram. Bro, what the fuck? Mamă, ta roșie. Bă, dacă o aveam așa, era tare rău. Bro, e mică, nu? Două, la mamă. Ui, mă, face hepatită. Două, trei, patru, nu așa, stai la mâncă, bă. Păi și cum e câte-i zimă la o femeie asta, calma? Unu, unu, doi, patru, șase, șapte, opt, opt, opt. Dar o să faci. Asta trăiești! Bro, vin copiii, bă. Bă! Stai, mă, că vin copiii, stai. Hai că sunt cu cătușii. Ce face poza? Fac eu? Faci? Da, fac. Hai și un selfie. Hai.
ne-am întâlnit cu Emilie. O să nu era de-a face cacatelul? Da, da, bă, da. Am luat o ori, am luat roșite, dar mă pișe rolul. Da, mă, frate, joc! Vii să-ți o țin! Stai-mă un pic, fești cum folos... Bro! Pune-a mâna, pune-te în ușă, Andreea, mai... Păi sunt mai la tine! Pune-te cu spatele sau cumva, pune-te în ușă. Aaaa! Cu tu scapa cu mătii care nu stă, mă, Dalina, și nu pot să-l țin. Trebuie să-l țin cu pe... Bă, măi, dă cul! Am capacul de la WC-ul. E bun! Să mai râdem, să mai râdem. Nu știu că e problema, nu știu cum se face, nu știu cum se pune. Dar nu sarul ăsta. Da, e perfect, e carne. Erau cu delfin. Nu poți să te piși cu Andreas legat. Gen, nu-i vreau Andreas cu cătușele. Păi intrați amândoi, hai, intrați. Bro, what the fuck. S-a pus spatele? Haide, s-a pus spatele, bro. Bă, ți-l țin eu cu aie! Ține, 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 ține capacul! Oh! Mădălina, nu mă uit! Capacul! Ok, bro! Bun. M-am pișat pe mine, Andreas! Asta n-am ce să mai fac acum eu! Lasă capacul! Cubeta, băi! Lasă capa, Andreas! Și cubeta de-n perete! Dacă era să nu fie filmare, cred că ne mai spălam pe mâini dacă e. Mamă, dar ce dor cătușele astea, Jesus! Chiar dor rău, bă. La revedere, să facem omleta! Am luat niște roșioare, avem niște brăzică, cu un pic de omlețică, pune și nici un pic de carne așa, cârnăciori, o cepuță, o cepuță. Frumoasă! Bă! 20, ne-am revenit? Dă-mi eu, facem timur. Am făcut o pungă, o gură, o asta, o gaură, nu o întreba. Ok, bro. Eu știu o chestie, gen. Care pe bune. Bro, dacă îți stropești pe mine, o să-mi lasă ouăle numai căcat. Bro, nu e fiert, what the fuck, dă-i așa, Andreas. Fii atent, hai să-ți arăt chestie mișto. Ascultă-mă. E foarte ingenioasă chestia asta. Bro, e fiert. Bro! Ce are ăsta, Mădălina? Uite-te ce are, Mădălina, pe care pui în el. Arată la cameră, ești prost? Bro, ce are? Trag de el și nu se sparge, gen. Bro, nu mănâncă să ceva, ești prost? Are pui de la mort în el. Bro, are carne, ești prost? Hai să mă, că nu mai pune sală, nu mai pune cârnați. Uite așa se face, Andreas. Bă, are ceva, nu... Dă... Eu. Uite așa, Andreas. Am făcut două până ai făcut unul, Andreas. Eu vreau să văd ce, care e chestia cu ăsta, care e treaba cu ăsta, frate. Andreas este foarte curios de-n fire. Să mâncăm mâine. Bă, nu curăța aici, că aici te amă. Bă, Andreas, aici te amă. Păi n-am loc. Păi nu mai curăța, că nu e de curăța, că nu e fiert. Îl spargi și-l arunci. Bă, să nu cadă coaja acolo. Are coaja, Andreas are... Uite, a căzut mare coaja acolo, Andreas. A venit, am prăjit asta omletele pe aici așa la București. Dar știi care e problema? Că sunt stângați și dreptași. Păi, asta se mai întâmplă. Doamne ajută! Să fie primită. Să aveți poftă și voi dacă mâncați, dacă nu, să mâncați să fiți maxim. Bro, what the fuck, nu l-am făcut ești, bă? Unde? Bro, am luat niște roșii și pe să-mi pere, n-au jucat asta. Ce-ți-o și o brânză? De-aia cum mâna aia altă mă mâncați așa curat? De ce o ai, mă, să mai ai decât o mână? Ce dracu? Aveam pâine. Bro, what the... Doamne, băgam eu. Păi ia, ia uite-l, bă, mâncați așa. Bro, am pantalonii plini de cărnați să mor dacă te mint. Hai. Bro, iar ți-a căzut! Ai 24 de ani, Andreas! Nu să te-am furt mâinița asta. Mă mâncă puțin spatele, stai un pic. Stai un pic, chiar nu mă mănânc. Bro, what the... Bro! Ține și tu chiloțești. Ciorap ești, o ține? Păi și unde mergi? Să mă spăl. Facem voi împreună? Ține tu camera. Țin așa sus, așa. Așa. Uite așa, ține. Așa e perfect. E perfect. Nu e problemă. Așa să fii bun. 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 Eu n-am mâini. Când dau tricoul ăsta jos după mine să fac baie cu aia. Lasă astea jos. Stai. Stai. Bro, ciorap e Andreas! Mi-a scăpat, bă, erau ultimii mei ciorap, coaie. Că mi-ai dat peste mână. Erau, nu mai am ciorapi. Andreas. Bă, uitați-vă puțin în capajul gura voastră. Bă, coaie, mi l-ai dat mie. Bă, deci cum îl scoate, mici nebuni? Bro. Cum îl scoate? Ai rămas fără tricou și mi l-ai dat mie. Bro, what the fuck?
Dă-mi bă tricou înapoi, că nu mai fac baie, că nu pot să fac baie. Sau încerc să... Ba nu, ține că mă spăl așa că ții tu tricou. Ba să dăm înapoi? Și după aia mi-l dai înapoi. Cred că vine să fac treaba mare. Asta mă țin. Hai repede, n-avem cum. Hai că avem cum, haide, hai. Încearcă. A căzut? A căzut. Hai că poți, Andreas. Știi care e problema? Tu o să poți să schimbi decât de pantaloni. Te ștergi? Super. 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 Am revenit după ce a făcut caca. Mai aveam puțin pățeavă, ți-am zis. Bă, what the fuck? Mai rămăsese un pic pățeavă. Bă, nu fă ăla! Bro! Mă stropee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 e
pentru că trebuie să faci baie pentru că este normal, dar nu puteți să faci din cauza cătușe. Asta înseamnă că o să rămân cu tricou pe mine, dar chiloții o să-i schimb. Bro, uite-te în partea dreaptă. Bro, uite-te! Nu mai filmez deloc. Bă, uite-te în partea aia! Te mă uit în cameră, că trebuie să filmezi cu cameră. Bro, o stropeșere! Vrei să te ajut? Hai să ne spălăm așa unde trebuie. Challenge, mânca mașcura voastră. Viețile mele, imită-l pe Teo 10. Yeah. Mă, viețile mele, nu înțeleg ce se întâmplă aici, mânca mașcura voastră, dar aparent trebuie să stăm 24 de ore legați de mâini. Viețile mele. Mânca mașcura voastră. Pă, cabra nu știu ce am să fac baie, m-am spălat așa cum am putut online offline. Luăm ciorapii, ne îmbrăcăm și revenim să plecăm spre Nexus. Mai râdem, mai ale. Să mai râdem, să mai ale. S-a aburit camera, ești prost? Te la abur. She did it after Nu am reușit să mă spăl online offline. Tricourile ăsta de când am mâncat azi omleta roșii. Deci de când am mâncat azi dimineața omleta. Încă așa. Mi-am schimbat pantalonii online offline. Pentru că tricourile nu le putem schimba. Asta e, o să fie împuțit challenge. Să mergem neapărat la Nexus, că trebuie să vorbim cu domnul manager. Avem chestii importante. Am coborât afară și avem două probleme. Una din ele e că nu putem să mergem cu mașina grea. Avem spus să mergem cu tușele, să chemăm Uber. A doua e că mi-am uitat telefonul ca să futuți. Și a treia e că m-am uitat căciuza. Care-i faza? Ai cheia de la apartament? Bă, nu am nicio. Nici nu. Ok, bro. Și acum așteptăm. Ok, bro. Am aplicația de Uber și nu merge să fie instalată. Unde e eroare? Ce o să zică lumea când o să ne vadă așa? Sunt la porți și la pușcărie. Nu aveți idee cât de greu să descarci Uber-ul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul. Mergem pe jos. Beșneu bere. A venit domnul, mă, beșneu bere. L-ai net, mă? Nu știu. Să nu s-o fi terminat. Păi de-abia mi-am băgat extra opțiunea, că eram abonament. 5, 6 euro, nelimitat. Vine domnul, nu știu cum îl cheamă. De ce nu știu cum îl cheamă? Radu, 9 minute să ne ducă la Nexus. Ce o să zică domnul Radu când o să ne vadă așa? De ce să ne spune de urgență la Nexus? Mai și fugim da, așa, am venit fără. Să trăiți. Cu altcineva. Pe cuvânt îți vine să râzi, să plângi. Trebuie încă 35. Parcă de 35. Și pe stânga și pe dreapta. Este o sursă de afaceri. Este de 1352 de euro pe tonă. Estimăm că tratamentul cuicinea răspunii, așa era la vremea respectivă, urmele? Deja găsită soluția. Nu, e posibil, da, să da. Continentă, puteți să încerci. Ești și băgeți în dreapta. Mulțumim frumos. O seară bună vă dorim. Și serviciu și urtate. Salut, domnul manager. De ce chestia pe tine? Am pus măsuri de tricou, am făcut omleta și am făcut asta și a dat pe el. Și nu putem să schimbăm tricourile, că dacă le dăm jos, ce rămâne? El a făcut baie. Cum dai tricou ăsta jos? De unde aveți cătușele astea? Da, nu întreba. Mamă, frate, v-ați luat? Gata, e oficial? E oficial de mult. De când să, de când așteptam. Nu ține lui. Nu mi l-am pus, bro. Ne-am strâns aici, mai nu fain că avem live de făcut acum. Găsăm un challenge. Asta este Ang. Deci o să vedeți că noi să intrăm în challenge în live, în capa jura voastră, nu știu cum o să stea Andreas, taci gras. Am făcut amidamaru și aiming. Fiți atenți aici cu spunta care lui, dă mai de departe, Andreea. Stai așa un pic mai de departe, ia vezi. Ne-am apucut să ne schimbăm. Ia vedeți Dracula de la țară, în capa jura voastră. Contele de Monteprisp. Au, mă doare foarte. Și pe mine mă doare. Torso. Fii atent, eu de la... Nu mai. Suntem aceeași persoană, bro, să ne dea si amenzi. Da, sunt probleme.
Suntem live. Suntem live? Da. 2-10, 2-10. Bă, tu știi cum să fiu pe la spatele meu? Dacă e în regulă. Mi se pare că e cu mine, a rămas bugată pe soanile, hai, bro. După cum puteți să vedeți, am venit la Nexus după o zi de filmări cu Halloween și am ars acasă. Trebuie să ne plecăm să dormim. Și eu repunem? Cum? Nu știu, că asta dacă fac pacana pe aia, ce crezi? Să dărâmă priza și cade curentul în casă. Fii atent, eu pot să dau, bune, pot să dau. Iar cum? Te pui pe asta aici? Da, fii atent, iau aia de acolo de jos și le întind, eu mai dorim pe de-astea. Și întind, pun-o la picioare și una la spate. Nu știu cum așa putin așa jos. Hai să pregătim, hai. Iată. Tu-s rasa ta să-ți spună tot. După ce crești ca bunghiile la picioare așa, mai faci să-și fără. Ia pe râs, băi, vrei? Nu, că dorm pe asta, bă, bune. Stau bine, chiar stau bine. Stai așa un pic. Nu, bă, bune, stau bine. A, mână, scuze. Bă, ce faci, bă, fătă-te în gură, dă-le tatar mental. Doare stomacul. Ei, bă, și dă-și spray-ul ăla, te rog, dă-și spray-ul. Dă-și spray-ul, fătă-te în gură. Am mâncat și o azi. Mamă, mai bine mă omor decât să vede. Băi, nenea pucioasă miroase să moară aia dacă nu zici că e asulf de la măgamină, de-aia miroase. Băi, ferească, să ce ai mâncat, mă, mogoroi, mă. Pua. Au! Băi, te mișca! Mi-a luat pielea cu tot! Ce pula asta nu mă gândit. A început cu motorul. A căzut și telefonul. Ce vor să-și vrem? E bine, măcar e legătura încărcat. E bine, 4 și 5. Aaaa! Putu-te în gură! Nu mă dă seama. Aaaa! Ah, stai. Hai că mi-e că rămân fără mână până dimineață. Uaaa! Acum la dimineața la sudul mai bine. Mâna amortită. Ce-i guștiuc în cap. Trebuie să trag jaluzelile alea. Stai așa. Stai ușor. Ai! Nu că ți-i bura, dar niciodată nu mă dă să fie bărbat. Hai, un, ce eu. Hai, tu nu-i așa rău. Nu știu că am nevăstuit că-n cap. Ați lăsat-i mâna pe mâncați. Hai să ne mâncăm mâna pe cap, facem 24 de ore. Facem 24 de ore.
dochiile alea, că de-abia ieșe să mă să mă cac singur. Cred că din bătărie parcă, nu? S-o adine pe birou, mai mă, și nu am putut să le fac. Ce-ți face o birou? Că pe dincolo... Nu știu să le deschid un cațel cu... Oh! Ah! Oh! Libertatea de exprimare. Uai! Bă, schimbi ăsta cătușile în capa și gura voastră. Eu o să mă duc la baie și până atunci nu uitați să dați un like și subscribe și share și toate alea după acolo și online offline ca să mai facem challenge-uri de genul. Mulțumim că lăsați și voi acolo în comentarii. Uitați la noi. Eu am fost Imogen, el a fost Andreas și ăsta a fost 24 de ore challenge online offline cu cătușe la mâini. Mulțumim mult pentru tot. Facem altul.